Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Adevăr sau Provocare. Invitatul meu din această seară a fost consilier local, a fost senator, este om de afaceri și actualmente consilier județean. Este vorba despre domnul Constantin Popa. Bună seara, domnule Popa, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, bine v-am găsit și știți foarte bine că vin cu plăcere întotdeauna la dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Constantin Popa, din datele culese de mine, născut pe 24 martie 1962, 59 de ani, mai aveți un pic și împlinit 60 de ani, domnule Popa, a fost ales senator în circumscripția electorală numărul 10 Buzău, colegiul uninominal numărul 3, formațiunea politică PPDD, ulterior UNPR. Parcurgând comisiile, ajungem la activitatea parlamentară în cifre, luări de cuvânt una, propuneri legislative inițiate 43, dintre care promulgate legi 11. Domnule Popa, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte pentru început despre omul de afaceri Constantin Popa și după aceea despre omul politic Constantin Popa. Aș începe printr-o rectificare. Vă rog. Cred că e greșeală acolo, cu luări de cuvânt una. Am avut cel puțin 30 de luări de cuvânt în mandatul meu. N-aveau cum să treacă proiectele dacă nu le susțineam în plen. Da, asta e doar așa pentru... Vă mulțumesc foarte mult, vă rog. Ce vreți să vă spun despre ce vreți să vorbim? Vreau să-mi spuneți cine este omul de afaceri, Vedeți? Gura păcătosului. Vreau să-mi spuneți cine este omul de afaceri, Constantin Popa, și omul politic, Constantin Popa. Omul de afaceri, Constantin Popa, e un om care are o afacere medie spre mare, acum, după atâta mare de vreme. O afacere care nu merge întotdeauna foarte bine, dar nici foarte rău, e să menține, e în zona aia a normalului, ca să spun așa. N-am excelat niciodată, adică n-am avut niciodată o multinațională sau o afacere de milioane de euro. E o afacere medie care asigură un trai liniștit familiei mele și pe care suntem foarte fericiți în momentul ăsta. Iar omul politic? Un politic e la fel de fericit. Eu am plecat, nu știu să spun că am plecat de jos, că n-am plecat, Doamne, iartă-mă de jos. Am fost un cetățean normal, normal sunt și acum, sper. Așa. Am avut șansa să mi se să fiu onorat cu, cu încrederea unei candidaturi, pentru că e o onoare, așa, să câștig un mandat de consilier municipal. După aceea mi s-a dat șansa să candidez pentru Senat și la fel, bunul Dumnezeu a fost generos și am reușit și acolo. Am fost vice-lider de grup în Senatul României la PPDD. Odată cu absorpția PPDD-ului de către UNPR, se pare că mi-am păstrat funcția. N-am avut nicio negociere, colegii au hotărât că sunt bine acolo unde sunt. Am fost și sunt comunicator de partid, am fost consilierul domnului vicepremier Oprea, consilier pentru Siguranța Națională și Comunicare. Am fost la Comisia de Buget Finanțe, Comisia Drepturilor Omului, Culte și Minorități. Pentru o scurtă perioadă am fost și în Comisia Juridică a Senatului. Am participat la delegația care l-a întâmpinat pe primul ministru al Chinei, pe președintele din Muntenegru. Am fost delegat de două ori la Bruxelles pentru a susține punctul de vedere al României în ceea ce privește evaziunea fiscală a marilor companii și combaterea evaziunii fiscale a marilor companii. Cred că mi-am făcut datoria, nu știu dacă foarte bine, dar oricum mulțumitor, aș spune eu. Mă mândresc și să-l citesc un clasic în viață cu o mândrie pauliană, că proiectul care m-a mulțumit cel mai tare este proiectul cu retribuția celor din sistemul sanitar, retribuție care poate fi completată de către Consiliul Județean și Consiliul Municipal. Asta e un lucru care mi-a aparținut, mi-a aparținut și sunt foarte fericit că am reușit să depășesc și să... pentru că a fost complicată. La momentul de atunci, după ce legea a trecut de cele două camere, domnul Cioloș a contestat-o la Curtea Constituțională ca fiind... nu i s-a părut că e ok.
Curtea mea de dreptate și ea se aplică și în ziua de astăzi. Amendamentul se referă la faptul că Consiliul Județean și Consiliul Municipal nu se limitează în, nu e limitat în a oferi fonduri doar pentru clădire, știu și eu, materiale de fel de fel, ci poate acționa în urma unui buget pe care îl prezintă managerul spitalului sau a instituției sanitare respective și poate oferi și medicilor, asistenților, brancardierilor un surplus de leafă, o premieră, poate ajunge până acolo încât poate plăti și chiria unor persoane aduse din altă parte. Iar asta a fost și este un lucru foarte bun pentru fiecare municipiu și pentru fiecare județ din țară, pentru că comunitatea are dreptul să-și aleagă calitatea și cantitatea de servicii medicale pe care și-o dorește. Domnule Popa, sunteți unul dintre oamenii care a intrat cu bani în politică. Aș vrea să ne povestiți un pic despre ideea de afacere pornită, știm noi, încă de la tatăl dumneavoastră și continuată de dumneavoastră. Da. Tatăl meu, știți, în lumea noastră, la Buzău, tatăl meu a fost codat ca geamgiu. Noi am venit în Ardealul, toată familia și încă mai mulți, și toată lumea a lucrat cu geamul. Aici la Buzău, în momentul în care lucrez cu geamul, te numești geamgiu. Tatăl meu a fost mai mult decât un geamgiu. Geamgiu este omul care vine la tine acasă cu aparatul la spate, tolbă, îi se spune, și îți taie un geam și îți înlocuiește un geam spart. Tatăl meu a fost mai mult de atât. Adică a făcut și asta, dar tatăl meu a fost un gravor desăvârșit în țică plană, un artist adevărat. Tatăl meu a făcut acele rame turnate. Vreau să știți că marii pictori aveau rămarii lor, oameni care e o artă și asta. Tatăl meu n-a fost un simplu geamgiu și nici geamgiu nu e simplu să fii. A fost un mare artist. Un artist recunoscut în tagma asta noastră la nivel național. El a fost și acum când nu mai este, nu să-l răgnească, e încă respectat pentru oglinzile tip venețian pe care le-a făcut și le-a gravat cu mâna lui, unele altele cu cei pe care le-a împărtășit secretul acestei meserii. Și sunt oameni despre care au rămas să facă această meserie nobilă, gravura în sticlă. Pentru această afacere au fost vremuri în care se spunea despre dumneavoastră în oraș că ați fi putut fi unul dintre cei mai bogați români. Sincer vă spun, nu cred că mi-am dorit asta și nu mă doresc nici acum. Deci prima mea afacere, cea care mi-a adus un succes substanțial, a fost afacerea cu geam termopan, adică tot înrodită cu meseria tatălui meu. Am învățat în Italia să fac lucrul ăsta, am venit acasă, l-am făcut profesional și prima mea lucrare, de fiecare dată când spun lucrul ăsta, simt nevoia să-i urez sănătate și să mă închin domnului Gheorghe Iaciu, cel care a avut mare curaj să încredințeze unui puști o lucrare așa cum era Dorali București. Deci prima mea lucrare în care am câștigat foarte mulți bani și a fost practic capitalul meu de a merge înainte, a fost lucrarea făcută la domnul Gheorghe Iaciu, Dorali București. Au urmat după aceea multe bănci? Nu. Au urmat câteva provocări. Deci a fost cu o cupola de aici, de la Banca Agricolă, care inițial a avut probleme, dar problemele au fost din cauza unei mici deficiențe de proiectare. După ce s-a schimbat soluția, problemele s-au înlăturat și am fost printre primii din România, dacă nu chiar primul, care am făcut cupole din sticlă, tot din geam termopan, niște materiale mai speciale, dacă se poate spune așa. Am făcut geam antiglonț, între puținii care am făcut geam antiglonț din mediul privat la momentul ăla. O să mă întrebați cum. Am făcut o ucenicie la Roberto Glass în Italia, m-am lucrat acolo ca simplu muncitor o vreme și am învățat, dar anunțându-l pe domnul Roberto că ăsta este scopul, de a învăța să fac lucrul ăsta. Domnule Popa, ați investit bani în politică? Dacă da, ați făcut vreodată un calcul? Puteți să ne spuneți o cifră? Bani în politică. În politică nu poți să investești bani direct.
în ce fel investești banii în politică? Faptul că îți cumperi o haină mai frumoasă, nu poți să mergi oricum pe stradă, faptul că consumi combustibil, timp și resurse, trebuie să mergi să te faci cunoscut, mergi în teritoriu, vorbești cu oamenii. La un moment dat mi-am luat niște cursuri, cursuri de dicție, cursuri de politic. Deci, cam asta e investiția normală pe care poți să o faci în politică. Și cea anormală? Anormală, știu și eu, la momentul ăsta vă dați seama, e acest Facebook în care trebuie să te promovezi și normal trebuie să plătești ca să te promovezi. Ai nevoie de o echipă pe care, doamne iartă-mă, nu mai este un eviu mediu în care striga poporul, trăiască popa. Nu. Cum trebuie să le dai o leafă ca să ai o echipă cu care să mergi în teritoriu și să poți promova proiectele pe care le propui cetățeanului. Cum ați intrat în politică? Accidental. Accidental, absolut accidental. O să vă spun eu de ce am zis așa. Vă rog. Nu, țin minte că așa, ne-am întâlnit la poștă cu Dinel Brebeanu, care este foarte bun prieten, și mie și lui Silviu Roșioru. Bine, un pic aici am mai avut o tentativă înainte, dar o spunem pe asta cu PVRD-ul, la care Dinel mi-a propus și ne-a propus, bă, de ce nu mergeți voi acolo la... Bă, că nu ne trebuie. Bă, ar fi bine să mergeți. Ne-am dus așa să vedem care e treaba. În ce an se întâmpla? M-ați prins aici, nu mă pot gândi, adică m-ați băgat în melancolie, nu pot să revin înapoi în viața reală așa repede. În anul în care am câștigat mandatul pentru Consiliul 2012? Municipal, nu, ba da, da, 2012. Și ne-am dus acolo, ne-am cunoscut cu Eduard Dumitrașcu. Eduard Dumitrașcu e un tip fermecător și o capacitate, e un ziarist bun. Și dincolo de chestia asta, produce așa multă bună dispoziție. Ne-am plăcut și am rămas acolo. După care ne-au pus pe o listă, pe mine m-au pus undeva pe locul 6 la Consiliul Județean, pe civil au pus undeva pe locul 2 sau 3, așa am convenit, și urmat alegerile. După alegeri, câțiva oameni au fost dătași după listă și am ajuns eu post. Dar jur, aici la televizor și în fața dumneavoastră, n-am avut niciun amestec și nicio cerință de a face cumva să ajung acolo. Mie prima dată mi s-a părut așa, nu mă vedeam consilier municipal, nu mă vedeam politician. Dumnezeu a vrut să ajung acolo. În anul 2012, ziarele centrale scriau despre dumneavoastră. Constantin Popa, consilier local în Buzău, a câștigat un mandat de senator pentru PPDD. Popa este descris de presa locală drept un om de afaceri. În declarația de avere spune că deține 5 terenuri, 6 apartamente, o Dacia din 1990. De asemenea, are de plătit credite de aproape 80.000 de euro. În ultimul an spune că a avut venituri de aproape 200.000 de lei și că este asociat la 2 companii private. Dacă ați fi fost un om sărac, domnule Popa, ați fi avut aceeași ascensiune în politică? 100%. Ce vă face să spuneți lucrurile acestea? Vă spun unul, că în primul rând am avut niciodată 6 apartamente. Jur. Și n-ați avut nici în declarația de avere scrise 6 apartamente? Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. N-am avut niciodată probleme. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar nu, 6 apartamente n-am avut. N-am o casă. Am avut un apartament cu 4 camere pe care nici acum n-am să fac actele. Adică l-am vândut unui prieten și nici acum n-am făcut actele să le facem cum într-o zi. Stau la mână centru, cu bine știți, într-o casă, mă simt foarte bine acolo. Vreau să vă spun, nu știu dacă e un secret ăsta, că în politică, dacă aduci un om cu bani, neapărat cu bani, nu știu câtă treabă o să fac. În politică ai nevoie de idei, ai nevoie de entuziasm, ai nevoie de dragoste, ai nevoie de o grămadă de lucruri ca să poți să faci cu adevărat politică. Așa să ocup doar un post, să fie acolo mobilier în, știu și eu, în Consiliul Județean sau în Consiliul Municipal, e simplu, poate. Ești pe o listă să vă dați la comun și ești acolo. Dar dacă
tu, personajul de acolo, n-ai viață și nu scoți o idee, nu, chiar greșită dacă e, dar să o spui. Dacă nu te faci auzit, mie mi se pare că este timpul degeaba și al tău și al cetățeanului. Nu poți să stai acolo ca mobilă. Și atunci, de multe ori, atunci când vorbim de oameni cu bani, vedeți, un om competent în locul lui luat și pus în alt loc devine incompetent. Asta e o regulă care ar fi. Un manager la o firmă foarte, foarte mare niciodată nu o să-și lase firma lui ca să vină pe un post de genul ăsta. N-are sens, n-are, nu știu cum să spun, nu e normal. De obicei, oameni de afaceri, și mă refer la nivelul ăla din partea superioară, își văd de treaba lor acolo și își fac business-ul, da? E adevărat că ei trebuie să propună măsuri economice care să avantajeze și statul și pe ei, că tot alergând după resurse, dar cred că oamenii politici trebuie să fie cei idealiști, cei care au idei, cei care doresc cu adevărat să producă un bine pentru cei din apropierea lor, respectiv buzoieni. Pentru că l-ați pomenit mai devreme pe domnul Eduard Dumitrașcu, domnule Popa, în 2013, scriuiau ziarele centrale, Partidul Poporului Dan Diaconescu a pierdut un parlamentar în persoana senatorului Constantin Popa. Ați fost exclus din partid în urma ședinței Biroului Național de Coordonare. Informația a fost confirmată de către Eduard Dumitrașcu, care a spus așa: nu știu ce aș putea să vă spun mai întâi din cele făcute de domnul senator Constantin Popa în perioada scursă de la preluarea mandatului de senator, însă cred că a fost până acum mult, că am fost până acum mult prea îngăduitor. Asta a spus la vremea respectivă domnul Eduard Dumitrașcu. Ce credeți că l-a determinat să spună acel lucru și la ce se referea? Imediat vă spun. Lucrul ăsta în felul următor. Elie Dumitrașcu a candidat și el la Camera Deputaților. I-a lipsit foarte puțin ca să ia un mandat de deputat. După ce s-au împărțit mandatele, normal că nu ne-am stricat, nu știu cum să spun, au mai existat disensiuni între noi. Și într-o casă, între un soț și o soție, există disensiuni, de asta înseamnă că divorțează. E adevărat că am fost exclus din partid, de la PPDD. Problema este că eu am rămas în continuare nemembru de partid, dar în continuare vice-lider de grup la Senatul României. Asta o puteți verifica. Deci cred că a fost un caz unic în Parlamentul României. Cred că nici Elie Dumitrașcu și nici eu n-am avut destul de maturitate la momentul ăla. Ne-am certat. Eu am crezut că am dreptate, el a crezut că are dreptate. Ce v-ați reproșat, domnule Popa? E o poveste lungă, o să vă spun, dar vreau să duc ideea până la final. Cert este că, trecând anii, ne-am reîntâlnit și nu o dată de mai multe ori, ne-am dat mâna în bărbătăce și trebuie să recunoaștem că Elie Dumitrașcu a avut o amprentă și un merit important ca eu și alți oameni. Mergem așa din orașul nostru, oameni pe care nimeni nu credea că am fi avut vreo șansă să ajungem pe undeva, să fim acolo unde am fost și unde, iată, încă suntem. Da? Deci, el a dat această șansă. El era președintele partidului, era delegatul domnului Dan Diaconescu și el ne-a ales ca să reprezentăm partidul. Că, ulterior, au fost momente ciudate în care ne-am certat, ne-am împăcat, politica așa e făcută. Nu o să găsiți nici acum un partid de o armonie excelentă. Un partid este un organism viu care se schimbă idei. Eu am ideile mele, celălalt are ideea lui, ne certăm. Dar și acasă se poate întâmpla lucrul ăsta. De multe ori soția are altă părere decât soțul și intervin discuții. Esențialul e finalul, unde ajunge. Un fost coleg de-al dumneavoastră de la Partidul Poporului Dan Diaconescu, deputatul Gigi Coman, a preluat funcția de lider la Partidul Conservator, funcție despre care se zvonea că o urmăriți și dumneavoastră. Ce relație ați avut cu cel supranumit deputat Toto? Păi Gigi îl cunosc de foarte multă vreme.
Eu, un om care are niște balastiere și niște mașini, eu lucrez cu material de balastieră, că fac acea tipă acela de caramidă presată și le fac din agregate. Sincer să fiu, m-a surprins interviul ăla. Cred că emoția lui a jucat un mare rol în a face circul care a fost acolo, că a fost un mic circ. Cred că a fost într-o zi nepotrivită pentru el și s-a întâmplat. Nu mi-am dorit niciodată funcția de președinte de partid la, cum îi spune, la Partidul Conservator. La Partidul Conservator. Deci, ideile pe care le aveam la momentul ăla, eu sunt naționalist, fiind ardelean, vă dați seama că asta e forma mea. În cel mai rău caz, și poate că aș fi putut să plec spre PSD, pentru că Constantin Boșcodar, primar la vremea aia și lider de partid, a fost coleg de clasă, 1-8, și ne știam foarte bine. Aș fi putut să mă duc oriunde. Dar am preferat să merg la un partid micuț și să-mi văd de treaba mea acolo și să-mi pun ideile pe care le aveam în practică. Mereu am invitat să merg la un partid mare. Adică nu am vrut să mă pierd în mulți, mi-am vrut să-mi spun gândurile care le-am public, dacă tot mi-a dat Dumnezeu această posibilitate. Ăsta e motivul pentru care nu m-am dus spre Partidul Social Democrat. Pentru că sunt mulți, nu știu dacă aș fi reușit acolo să mă remarc, e lume multă, aici, în partidele în care am fost, adică UNPR, PPDD, am reușit, după cum ați văzut, să-mi scot proiectele, să le duc mai departe. În 2015 ați plecat de la PNP, spunând, nu pot fi discipolul lui Băsescu. Este foarte, foarte adevărat. Ați fost, totuși, discipolul lui Dan Diaconescu. Nu am fost discipolul nimănui. Am fost discipolul lui Popa Constantin sau cel mult al lui Popa Ioan, tatăl meu. Nici o treabă. Vedeți, dumneavoastră, este ideea asta care e vehiculată în popor, că, știu, domne, s-a mutat, a făcut... Nu. Politica, în principal, este o formă de exprimare a unei idei sau a mai multor idei. Acum le răspundeți celor care vă acuză de traseism politic? Nu răspund nimănui nimic. Eu nu dau socoteală. Nu am de ce. Am sufletul curat. Mă simt bine în pielea mea. Dacă mi se cere, e o explicație, nu socoteală, o dau. Socoteala trebuie să o faci în urma unei prestări. Nu. Cei care m-au votat și cei pe care îi reprezint eu, îmi pot cere oricând, la orice oră, telefonul meu este public, explicații și argumente pentru lucrurile care le fac. Și credeți-mă, am să vin cu cele mai sincere și mai clare explicații și argumente, pentru că niciodată nu fac ceva până nu mă gândesc foarte bine. Este foarte adevărat că am spus toate lucrurile care sunt scrise acolo. Când prietenul meu, Silviu Roșioru, m-a invitat. Povestea cu Silviu Roșioru, cu frățioare, vreau să vă spun că curând o să cer dreptul de autor. Deci, eu i-am spus prima dată frățioare, între noi a fost această ecluse, frățioare, și acum oare toată lumea. Nu e în regulă. Trebuie să primești ceva în schimbul la lucrul ăsta. E o glumă, bineînțeles. Dacă noi am început împreună la PPDD cu domnul Roșioru, a venit un moment în care Silviu mi-a spus, vrei să vii? Da, chiar vreau să vin. Am venit și s-a întâmplat, sunt din nou în politică, consilier județean. Dar povestea aia că președintele de partid Băsescu sau Oprea sau Ponta sau cine o fi el, el face o politică generală de partid. Dar fiecare polițian în parte are propria lui politică pe care e dator să o promoveze și să o aducă într-un loc. Cu asta vii tu candidat în plus față de partidul care îl reprezinți, cu ideile pe care le ai vis-a-vis de comunitatea în care trăiești. Calmiter
n-ar mai trebui să mai spui nimic decât spui poezia aia pe care o spune partidul și atunci ești ca oricare, cum ar veni, nu? E, nu cred că mă poate acuza cineva că sunt ca oricare. Știți că întotdeauna am fost un pic mai rebel decât ceilalți și nu că le-am ținut în cont. Sunt un tip foarte disciplinat și îmi văd de treaba mea acolo unde sunt pus, dar nu pot să nu-mi promovez ideile pe care le-am și pe care nu sunt numai ale mele, le coleg din mijlocul oamenilor. Cum l-ați cunoscut pe domnul Gabriel Oprea și cum ați ajuns să fiți cu Metri? Foarte simplu. Odată cu, nu știu cum se spun, cu fuzionarea. Deci au fost mulți trădători în PPD, de oameni care au prins un mandat cu acest partid, un partid super ok, după părerea mea. Vreau să vă spun pe această cale că eu îi port un respect deosebit domnului Dan Diaconescu. L-am vizitat de câte ori am avut ocazia. E un om care a făcut ceva și face ceva, dacă îi se vă mai permite, nu știu. L-ați vizitat când era în libertate sau la închisoare? Și. Vă dați seama, am fost la Comisia Drepturilor Omului, Curte și Minorități și am avut acest drept și totodată și îndatorire. Dar revin la întrebare. Momentul în care domnul președinte Oprea a preluat acest partid, normal că cei care ne numeam atunci lideri în rândul senatorilor și în rândul deputaților am fost chemați. Adică, în cazul meu, eram vicelider, după aia eram comunicator de partid, știți foarte bine că reprezentam partidul până la televizor, am reprezentat partidul la Roșia Montana, în calitate de vicepreședinte al comisiei, am ajuns vicepreședinte din poziția de supleant al vicepreședintelui. Și eram oarecum o persoană publică, o persoană destul de importantă în grupul meu. Dovadă că dacă dat afară din partid am rămas în continuare lider, vicelider al grupului de senat, înseamnă că mă bucuram doar din respect pentru acei oameni, nu? Am aflat, acum vă răspund cum am ajuns, undeva am fost delegat la Baia Mare cu toată echipa de la senat, inclusiv cu domnul general Oprea, care era la rândul tot senator, la o masă, nu că m-am lăudat, dar am anunțat că o să fiu tătic din nou, era o chestie așa. Sigur, da, și atunci domnul Oprea a spus și că, bă, eu ți-l botez, crezând probabil că e băiat. Și eu spus, da, nicio problemă, cu drag, asta a fost tot. V-a ajutat această legătură de rudenie? Noi doi ne cunoaștem bine. Mă știți pe unde am nevoie de ajutorul cuiva? Sau să-l primesc măcar? Da sau nu? Nu, dar nu, haideți să nu punem pe domnul Jean într-o lumină proastă gratuit. O avea pe catre lui. Nu sunt genul de om ca să pretind cuiva ceva doar pentru că pentru faptul că ne-am întâlnit la un chef și am creștat un copil. Care e datoria lui către mine sau a mea către el, alta decât cele care sunt normale în astfel de cazuri? În ce relații sunteți acum? Păstrați legătura? Categoric da. Îl sun de ziua lui, îl sun când e cazul. Uite, aș vrea să vă spun că știți că am avut o mică problemă cu inima și chiar l-am sunat să recomande pe cineva și mi-a răspuns și chiar mi-a recomandat. Da. Aveam pregătită o altă întrebare, dar pentru că vorbim despre legături de rudenie... Spuneți-o. Mai am câteva întrebări și aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă aveți o legătură de rudenie cu domnul Gheorghe Truțulescu. Sigur că da. Este prietenul meu de când aveam 16 ani. Deci la... O legătură de rudenie. Ajungem și la... Vă rog. La 14, la 16 ani am boxat. Am făcut box la Casa de Cultură sub bagheta regretatului antrenor Rodricenco. După acest antrenament la box, într-o zi era
clubul de judo al domnului Trusulescu și în altă zi era domnul Romanescu cu Dinu Mircea, cu Peti, toată lumea la tenis de masă. Știți că la vremea era o elită tenis de masă. Și după antrenament sau înainte de antrenament, depinde cum era, așa l-am cunoscut pe Cristian Romanescu, ajung la domnul Trusulescu imediat. De acolo, din sala aia, și am cunoscut-o pe Betty Romanescu, pe sora ei, pe Lili, niște oameni deosebiți cu adevărat, toți trei. Pe Dinu Mircea, un mare campion și el. Mereu am avut o, cum să vă spun eu, o apreciere extraordinară. Lăsăm faptul că Cristi este un alt partid. Vorbim pur și simplu, așa, ca persoană fizică. Un mare sportiv, și el și soția lui. Lili, o mare sportivă. Pentru mine, boxer fiind, vă dați seama că în momentul în care învățam să joc tenis, la vârsta aia, și cu niște fete atât de frumoase, și cu un Cristi care, nu știu dacă îmi țin minte, era campion mondial sau nu știu, era oricum, jucase în China, câștigase, era super tare. Faptul că m-au acceptat acolo între ei, eu fiind venit un sport cu violență și jucam cu ei și făceau glume. De exemplu, Dinu Mircea spunea, uite, ai 15 puncte în față, eu joc cu, jucam cu o lemană de parchet. Eu jucam cu o paletă bună. Fetele Lili, Betty mă încurajau să n-am nicio șansă, nu, nu am bătaie, nu se poate. Vorbesc de tenis de masă. În partea asta, altă, la unde la, să revin la întrebare, era domnul Trusulescu, cred că l-a luat Cotălen pe atunci și pe mine totdeauna m-au fascinat artele marțiale. În momentul în care mi s-a evitat o ocazie ca să și fac, vă dați seama că m-am dus la domnia asta atunci și am spus, noi, mă primești și pe mine. Deci ăsta a fost cuvântul, nu altul, nu nimic. Nu primea pe nimeni. El avea treaba lui cu militare, avea o chestie tot de selectă. M-a întrebat cine sunt, am explicat eu cum e cu boxul, cu nu știu ce. Bine, mă, vin aici. Și m-a primit. Și făceam două antrenamente pe zi, unul la judo, unul la box. Doar că judo îl făceam o zi, da, o zi, ba. Boxul făceam în fiecare zi. Mi-a prins foarte bine viață toată povestea asta cu judo. La fel s-a întâmplat. Eu am nașii mei de cununie, familia Samuel, niște oameni pe care îi respect extraordinar de mult și iubesc în tot sufletul. Cred că nașa mea de cununie e un pic supărată pe mine, ocazia cu care cer toate scuzele și îi spun încă o dată că o iubesc foarte mult și pe ea și pe nașul. Magda, soția mea, a anunțat tot așa la un moment dat că o să avem un bebe. Eram tot la o masă cu domnul Trusulescu. Am fost o vreme... nu o vreme, tot timpul am fost prieten, ca să zic așa. Și am spus, băi, eu îl botez. Bine, tot fata aici. Și nu știu cum să vă spun. Deci și domnul Trusulescu vă este cu mătru. Nu, e prieten în primul rând. Dar ca relație și de momentul, și momentul în care, mă, dacă soția nu ținea, puteți să-mi spuneți mie că un om care îți bătează un copil ți-e rudă? Nu, este prietenul meu. E un prieten vechi, un prieten care mi-a stat alături și la bine și la rău. Nu ne vedem în fiecare zi, dar ne vedem. Nici cu domnul general nu mă văd în fiecare zi. Sunt mulți oameni cu care nu mă văd în fiecare zi, dar nu sunt prieteni. Acum, că oamenii au mai mult sau mai puțin păreri bune despre domnile lor, este o altă discuție. Un înțelept spunea așa, dacă stai să ajungi, să judeci un om după ce spune lumea despre el, ai o mare problemă. Eu judec lucrurile astea după relația personală pe care o am cu fiecare în parte. Și ar trebui să fiu, scuzați-mi expresia, sunt la televizor și nu știu cât de frumos e, ar trebui să fiu măgar ca acum, când oamenii aia nu mai sunt, știu și eu pe ce podiumuri, așa să spun, stai, doamne, n-am auzit în viața, nu. Mi-este, domnul Trusulescu mi-este un prieten foarte bun, doamna Trusulescu la fel, mi-e o prietenă bună, domnul Oprea, domnul general Oprea, așa, am amintiri frumoase cu domnia asta, am fost cu tot grupul de senatori.
fost cu mocăniță, am fost... M-a sprijinit să-mi treacă anumite proiecte de lege, atât cât a putut el. Ce să vă spun? Nu pot să-mi permit eu, pentru mine, să nu mai dorm de seară și în fiecare seară liniștit și să ne îndreptățez niște oameni care, dintr-un motiv sau altul, nu mai sunt prim-miniștri sau general sau altceva. Nu. Acest lucru, să știți, domnule Popa, că spune multe despre oameni. Și ca să încheiem acest capitol al relațiilor de rudenie, aș vrea să îmi lămuresc o curiozitate, și anume dacă aveți sau nu vreo relație de rudenie cu domnul Ovidiu Tender. Da, chiar am o relație de rudenie cu Ovidiu Tender. Aici chiar e un soi de relație de rudenie, să vă spun de ce. Noi venim din Munții Apuseni, satul din care provin noi, se numește Bociu. Mătușa mea, sora lui mama, mătușa Silvia, e căsătorită cu unchiul Costică, Goga, care unchiul Costică Goga este unchi de unchi, cum se spune aici, legat, adică e chiar nepotul lui, domnul Tender. V-ați văzut? Ați stat de vorbă? Ați... Domnul Tender, am fost onorat să locuiască la noi cât a făcut școala de aviație de la Bobocu. Nu tot timpul a fost așa. Am avut o relație apropiată cu tata, de exemplu, și eu l-am cunoscut. Ca vârstă sunt un pic mai... Așa, dar e un tip grozav. E un Adrian grozav, neauș, puternic, orgolios. E o forță. Da, mă mândresc cu acest paulian, cum spunea prea fericitul. Mândrie paulian. Nu vreau să fac un păcat din mândria mea. E un om de mare valoare, chiar dacă a ajuns la un moment la închisoare. Locul unde a ajuns el, nu doar financiar, și ca afacere, ca acțiune, necesită multă competență. În business de multe ori iese sau nu iese, și aici, în afaceri, cam asta e, totul sau nimic. Adică poți, când nu ești la nivelul ăla, să te împiedici și... sau, cum spune fratele Silviu, să alunești pe coaja de banană. Ca să relaxăm un pic discuția, eu sunt relaxat, să știți. Sau tonul întrebărilor. În urmă cu câțiva ani, chiar eu vă filmam într-una dintre clasele în care ați învățat la școala numărul 11 Buzău. Este adevărat că ați furat catalogele și le-ați băgat în canal? 100%. E adevărat? Da. Da, asta foarte simplu. Și de ce? Și asta vă spun. Deci, eram în clasa 8-a. Atunci, îmi doream tare mult să urmez un liceu militar și mă pregăteam intens pentru chestia asta. Aveam o doamnă profesoară de fizică mai severă decât era cazul. Noi veneam de la profesorul Ursu, care era un dulce, deci profesorul Ursu, profesora Despoiu, profesora Munteanu, adică am avut profesori de marcă. Vă spun, cred că dacă ar exista, să ar fi minim profesor universitar. Niște oameni cu pedagogie, cu... N-am cuvinte să vă spun cât de mult îi vă spune. Am venit această doamnă profesoară, Văcaru, o chema, și a venit mai tineric așa și a venit să ne dea ea o lecție la toată clasa, 8-a B. Ne-a dat, mie mi-a tântit repede un 2. M-a scos din căs pentru liceu militar, păi alați la fel. Și am făcut un dezastru acolo. Mi-am spus doi copii acolo să găsim o soluție, știi cum e în clasa 8. În clasa 8 ești teribil, totul e toată lumea ta. Ne-am gândit noi atunci că singura soluție ca să rezolvăm treaba asta care ne afecta pe toți este să facem cumva să dispară catalogul. Acum, a picat pe mine sarcina asta. Nu știu cum am avut eu norocul sau ghinionul, nu știu cum să-i spun. Cu alți colegi, unul ați unde 6, alții s-au uitat pe acolo. Eu am făcut opera că le-am luat din cancelar și le-am mâncat Dumnezeu într-un canal. Pe toate? Nu, doar 3. 8-a B, 8-a C, 8-a. Le-am mâncat într-un canal. Ce crezi că și-a luat pedeapsa cea mai cruntă? Eu. A fost cumplit pentru mine. Dar n-am spus de nimeni că... N-am spus că am fost implicat și X și Y. N-am spus că a fost o acțiune a clasei. Am spus că eu sunt vinovat. Și... am funcționat cu chestia asta, am dus-o. Ați ierta fetelor dumneavoastră o astfel de ispravă?
Asta chiar o întrebare ciudată, să vă spun de ce. Aici, eu nu știu, eu nu cred în iertare. Nu există. Noi nu avem puterea să iertăm sau să nu iertăm pe cineva. Lucrurile se rezumă la a înțelege sau nu a înțelege o acțiune. Ați înțelege fetelor noastre o astfel de acțiune? Poate că da, poate că nu. Habar n-am, trebuie să aflu mai multe. Eu am avut motivele mele. Eu eram bărbat, un băiețel bărbat, la clasa 8-a aveam de demonstrat ceva, trebuia să fiu neaoș, nu? Și asta a fost forma de la vremea de a demonstra cât de bărbat sunt eu. Că n-a fost cea mai fericită idee din viața mea, multe greșeli am făcut în viața asta, pe care nu știu, nu pot să spun că le regret, dar îmi pare că le-am făcut, dar dacă nu le făceam, de unde experiența? De unde aș putea eu acum să le spun tuturor ce e bine și ce e rău? Ce m-ar recomanda dacă eu, la rândul meu, n-am trecut pe greșeli, prin greșelile alea? Cum poți să-i spui mata unui om să se ducă la Monteor, dau un exemplu, dacă mata n-ai fost niciodată acolo? Ce îi spui de Monteor? N-ai fost acolo. Eu am făcut multe greșeli. Foarte multe. Unele cu voi, altele fără voi. Și din fiecare greșeală am învățat câte ceva. Chiar, nu știu dacă o să-mi puneți întrebarea asta, dar dacă nu, mă înflu eu. Da, eu băiatul ăla care n-am fost foarte cu minte la școală. Eu băiatul ăla care am furat catalogele. Eu sunt acel băiat care a și dezvelit piatra comemorativă de 50 de ani a școlii generale numărul 11. Da, am și fost martor la da, acest și credeți-mă, și ați fost martor la ce am spus acolo. Le-am spus, n-am fost cel mai cuvinte copil din școala asta. Dar iată că acești profesori deosebiți m-au ghidat, nu m-au trimis la școala de corecție pentru că am luat catalogele. Au preferat să mă pedepsească acolo între ei. A fost o lecție. Dar am învățat din fiecare lecție câte ceva. Și eu zic că de la nivelul ăla de băiatul geamjiu la pomul verde până la nivelul de senator și consilier vicepremierului e un drum pe care îl datorez multor profesori. Aș fi nedrept să nu le-am despre domnul profesor Costache, un om pe care îl respect și le vezi în tot sufletul meu. Un om care m-a sfătuit foarte mult, m-a învățat multe lucruri. A fost alături de mine. Și sunt mulți pe care nu pot să... Nu pot să-i spun, nu că nu-mi vin în minte, dar poate că o să facem altă emisiune pe tema asta și ar fi important. Construcția unui om, a unei personalități, nu se face nici peste noapte și nici într-o zi. Trebuie să ai norocul să întâlnești persoane. Oameni, trebuie să ai norocul să greșești. Trebuie să ai norocul să ai eșecuri. Să dai cu capul de ușe ca să poți să te gândești la succes. Și vă spun un lucru, o să vedeți. Trăim într-o societate de copii de bani gata. Suntem încă tineri. Dați-mi voie să mă alătur și eu la frumoasa vârstă pe care aveți și dumneavoastră și eu sunt mult mai... Mi-e și greu să spun, dar mă rog. Și o să vedeți, care e diferența între un copil care a trecut prin toate, care a greșit, care a făcut și bune și rele, care e gradul de experiență pe care care ce face un copil de bani gata care a fost ferit de toate aceste intemperii ale vieții, nu? Cu care veți merge la război? Cu ăla cu experiență sau cu ăla care este practic parașutat din faptul că tătiu că a lăsat o sumă mare de bani sau un business gata făcut? Cine e mai adevărat? Un om care a construit singur afacerul lui, care a dat faliment, a crus la pământ, s-a ridicat din nou, a mers mai departe și a ajuns undeva, sau ăla care n-a avut niciodată nici măcar nu a răcit? Păi, spunându-mi lucrurile astea, domnule Popa, nu puteți decât să-mi ridicați mingea la fileu, iar eu să vă întreb, copiii dumneavoastră sunt copii de bani gata? Ia întrebați. O să aibă despre mine. Deci Alexandra mai a întrebat eu că nu sunt niște copii de bani gata. Sandra are o mașină care are 300.000 de kilometri. A avut nevastă mea o tentativă să-mi spună că ar fi cazul să... Juliară, nici nu am bani și nici nu vreau să fac chestia asta. Deci nu? Nu. Și un nu categoric, nu că e un nu. O iubesc mult pe fiica mea. Toate fetele le iubesc din tot sufletul meu. Fata mea cea mai stă într-un apartament cu două camere la București și este doctorat. Da? Următoare, are un apartament cu trei camere, soției are o afacere cu transport internațional. Următoarea, Sandra, pe care o cunoaștem amândoi. Și care e colega noastră. Să rămână.
Așa, este stântă la drept. Pe apartament la București, de unde bani s-au luat pentru apartament la București? Ce crezi că? Tata n-a fost nabab, nici banchier, a fost un geamgiu acolo, eu m-am adicat mai sus. Nu pot și nici nu vreau să cumpăr acum apartament la București. Nu vreau. Și dacă aș avea, aș vrea să mă împrumut. Dar nu vreau. Cu toate acestea, la un moment dat în viața dumneavoastră, la ora 12 noaptea, ați plecat din casă spre Austria pentru a cumpăra unei femei o pereche de sandale. Asta chiar e răutate. Nu. Ba da. Pentru că nu o să spună, e foarte adevărat. Nu o să spună, stai domnule, că pentru fisa nu se duce și se duce pentru, da. Da, e vorba de soția mea. Soția mea, Magda, este o femeie specială. Ce să vă spun de ce. Ea a reușit ceva care foarte greu iese cuiva. Ce nu știu mulți oameni este că eu am fost căsătorit 7 ani cu o altă femeie, din care au rezultat 2 copii. Madalina și Alexandra Mare. Copii care, în urma discuțiilor pe care le-am avut, că a fost un divorț totuși destul de amiabil, copiii au rămas la mine. Și i-am crescut cum am putut împreună cu mama, cu tata, ulterior cu Magda. Deci, ca să o parafrazez pe Alexandra Mare când era mică, i-a spus Magdei că este o mare avantaj să mă ia de soț, pentru că am copiii gata făcuți și nu are nevoie să umble până în oraș cu burta aia disgrațioasă. Deci, o scutește de o povară. Da, Magda m-a luat împreună cu 2 copii. Una avea 6 ani, una avea 3 ani. S-a născut Sandra, beba, cum spune noi acasă, iar fata asta a avut darul și mirul la Dumnezeu. Asta chiar că a unit toată familia. Deci, după ce a început să vorbească, a început să priceapă, ea sunt pe toți la un loc. De ce? Surorile ei, deci ea își iubește surorile într-un mare fel. Iar Magda și cu fetele au avut o relație aproape de perfecțiune. Deci n-am avut niciodată discuții. Și suntem acum o mare familie fericită. Deci nepotul meu, de la Sandra și ceilalți nepoți, ei nici nu realizează că Magda nu e bunica originală, originală. Deci nu există altcineva care să fie... Deci Maggie, așa e... Ăsta e supranumele ei acolo, lumea nepoților. E greu să... Pentru cei care o cunosc, e greu să o vadă pe Magda bunică, dar iată no, că așa se întâmplă. Și ultima întrebare, pentru că suntem extrem de presați de timp, domnule Popa. Sună în felul următor. Sunteți mândru de ce ați realizat până la acest moment și ce vă propuneți pentru viitor? Întrebarea asta e pusă într-un moment ciudat. E momentul în care fabrica mea nu merge chiar foarte bine. Merge, dar nu atât de bine. Dacă fabrica o să meargă bine, nu mă refer din punct de vedere financiar, că ea financiar merge bine, merge ca funcțiune, ca organizare, ca asta. Dacă ca familie sunt foarte ok, sunt mulțumit de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Ca business, v-am spus, ar trebui să funcționeze și lucrul ăsta cum trebuie. Avem încă credite pe la bănci, nu? Deci, nu știu cum să vă spun, sunt mulțumit, sunt împlinit. Adică, nu știu, stau și mă zic și mi-aș dori. Asta este tot ce contează. Domnule Popa, vă mulțumesc din tot sufletul pentru sinceritate și sper să ne revedem aici în platou, pentru că mai sunt multe lucruri de spus și multe întrebări care își așteaptă răspunsurile. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație și oricând cu drag. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției din această săptămână. Nu ratați ediția de săptămâna viitoare, pentru că, așa cum v-am obișnuit, v-am pregătit multe surprize. O seară plăcută, la revedere!